Au venit acasă și au revăzut familiile, s-au distrat de sărbători, dar bucuria s-a terminat. A venit timpul ca românii care muncesc peste hotare să se întoarcă la muncă și nu oricum, ci cu portbagajele pline cu produse tradiționale. Ce să ducem? Produse tradiționale, gogoșari, murați, castraveți, murați, carne, de toate. A fost super frumos, ne-am distrat, ne-am dus la munte. Și sper să ne toace cu mine cât mai curând și cu mai mulți bani. Reușim, reușim. Ar fi bine să rămânem acasă, să mai plecăm în sănătate. Greutățile și criza financiară au început să se simtă și peste hotare. Să ne dea din muncă aici, stăm aici. Să ne dea din muncă, stau aici. Mie nu trebuie, eu câștig cât câștig acolo, dar să-mi dea la prețul la jumate, să-mi dea salariul care l-am acolo și stau aici. Unii au plecat cu produse tradiționale, alții cu amintiri de la artiștii ambulanți care au avut mare succes în aceste zile. Ați cumpărat o... O icoană frumoasă! Da, pentru să o pun în casă. Cum așa? De ce? Să o pun în casă. Să vă rămână o amintire. Să-mi rămână o amintire din România, deci o duc acolo.